Bună dimineața, dragilor, și bun regăsit la un nou vlog. Astăzi vom discuta despre bătaia din Casa Iubirii, bătaia dintre caractere, mai exact, din Casa Iubirii. Înainte să începem, bineînțeles, să apăsăm pe butonașul de subscribe și pe like și să trecem la ale noastre. Am asistat din nou ieri la niște materiale marca Patrick, niște certuri din nou între cuplul Julie Robert și Patrick. Acesta nu-i lasă în pace, parcă ar fi pus intenționat să destabilizeze cuplul acesta sau să creeze tensiune între ei. Mereu se bagă, mereu vorbește, mereu face câte ceva, mereu se crede mai important, mereu se pune el pe primul loc și mereu aruncă vina, cum că Julie ar porni discuțiile sau toate lucrurile acestea. Eu vreau să vă spun că eu nu cred că Julie și Robert sunt nebuni și cred că se agită din absolut nimic sau din faza că Patrick intervine puțin când vedem noi lucrurile pe ecran. Eu cred că acolo se întâmplă mult mai multe lucruri pentru că gândiți-vă că ei pe un episod filmează mult mai multe ore. Și bun, pare eu că se întâmplă lucruri pe care Patrick le face și îi deranjează pe ei, lucruri pe care noi nu le vedem. Patrick, mare cocoș, se dă, el neavând nicio cunoaștere și făcându-și materialele doar în stânga și în dreapta, spunându-i la un moment dat și Julie că trebuie să faci și tu ceva aici în casă, bineînțeles. Nu am înțeles intervenția Juliei, care, după ce a fost aruncată într-o strategie ca și o cârpă de Patrick, a sărit în gura mare ca să ia apărarea acestuia, acuzându-i pe cei doi de mai multe lucruri pe care le fac și ei. Ceilalți din casă fiind doar, nu știu, martor la ceea ce se întâmplă, Julia era cu o atitudine vehementă și urla în gura mare. Apoi să nu se mai mire dacă Robert o va scoate în față de fiecare dată când are ocazia și este favorit. Am văzut și după atitudinea doamnei moderatoare, care s-a văzut clar că este în favoarea lui Patrick. Eu înțeleg că și el moderează emisiunea acolo și de multe ori este pe post de moderator, punând întrebările banale și făcându-și treaba asta, fiind vocea emisiunii, ca să zic așa. Însă nu cred că ar fi fost cazul de așa ceva. Cumva se premiază și se primează materialele și lucrurile acestea, nu se premiază și primează iubirea din casa iubirii, ca să spun așa. Vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult de Robert și de atitudinea lui, a fost foarte calm și a spus acestuia că cu mine nu îți merge și foarte bine a făcut și de acum înainte să fie la fel de impunător și să-și apere relația și drepturile mai exact pe care le are acolo. Cred că într-o concluzie, așa să zic, Patrick este foarte frustrat pe faptul că Julie sare în apărarea lui Robert, pe faptul că Julie îl susține pe Robert și pe faptul că Julie nu este tăcută când vine vorba de anumite lucruri. Cu siguranță și el și-ar fi dorit o astfel de femeie care în momentul în care sunt niște probleme, tu să poți sta liniștit pentru că ea poate să intervină sau poate să-și țină spatele și singur și probabil de aici vin și frustrările, deoarece este clar că multe lucruri se fac intenționat. Cam atât am avut de spus în acest vlog, dragilor. Vă rog frumos să-l apreciați dacă doriți și bineînțeles să-mi spuneți și voi părerea voastră referitor la cearta care a fost și cât și la atitudinea doamnei Andreea față de lucrul acesta. Lăsați părerea voastră în comentarii, apăsați pe butonul de subscribe, like și distribuiți acest vlog. Vă pup din suflet și vă doresc o zi minunată!